Judith are 49 de ani și este asistent medical la Spitalul Județean de Urgență Dr. Constantin Opriș din Baia Mare. O mare parte din cei 17 ani de muncă a fost alături de bolnavii de cancer ca angajată a secției de radioterapie. În 2018, această boală nemiloasă a lovit-o și pe ea. Au urmat tratamente și intervenții chirurgicale dureroase. Boala părea că a dispărut, dar la sfârșitul anului trecut, în urma unui control, s-a descoperit că boala a recidivat la plămâni. După un nou șir de intervenții și analize costisitoare, s-a ajuns la concluzia că doar prin administrarea urgentă a unor tratamente și medicamente de ultimă generație, Judith se poate vindeca, se poate bucura de viață alături de cei dragi și se poate întoarce la muncă, ceea ce își dorește foarte mult. Costul unui asemenea tratament este de 50.000 de lei și este esențial să fie început imediat. Judith și familia au nevoie de ajutorul nostru pentru a trece prin aceste clipe grele și decisive, susțin reprezentanții Asociației Prietenii Spitalului Dr. Constantin Opriș, care au avut inițiativa de a întinde o mână de ajutor asistentei medicale băimărene diagnosticată cu necruțătoarea boală. Asociația face un apel către toți cei care doresc să o ajute pe Judith să facă donații în contul ei personal pentru a o sprijini în această grea încercare. În lupta cu această maladie, timpul este cel mai mare dușman al bolnavului, așa că orice donație, oricât de mic ar fi, este o rază de speranță și o șansă înspre vindecare. Ajută pentru a fi ajutat, sloganul acestei asociații este perfect aplicabil în acest caz, iar acum cea care a ajutat atâția pacienți să se vindece are nevoie de ajutorul nostru.